Protestul rezist, anunțat sâmbătă în Piața Victoriei, care ar urma să se suprapună cu mitingul organizat de PSD, nu are autorizație, a precizat pentru Mediafax Jandarmeria Capitalei. Adunarea organizată de PSD a obținut autorizație de la instituția condusă de Gabriela Firea. Protestatarii rezist au anunțat pe Facebook că sâmbătă, între orele 18 și 23, în Piața Victoriei, vor organiza un protest care se va suprapune cu mitingul organizat de PSD. Protestatarii rezist au mai precizat că Liviu Dragnea își poate găsi un alt loc pentru această manifestare. Să fie clar, în Piața Victoriei, zilnic, între orele 18 și 23, există un protest notificat de către protestatarii rezist. Orice altă manifestație în zonă și în intervalul orar este ilegală. Nu cedăm, nu dăm înapoi, punct. Reiese dintr-o postare pe Facebook făcută de protestatarii rezist. PSD a anunțat că sâmbătă, 9 iunie, între orele 20 și 22, va organiza un meeting împotriva abuzurilor în Piața Victoriei.